cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, la cafeaua de dimineață. N-am reușit încă să pun toate lucrurile la punct pentru emisiune, dar pot să vă spun că fiind joi, a apărut Mesagerul de Neamț și este în platou domnul primar Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitația la cafea! Ca de obicei, joia, cât se mai poate și putem, facem această emisiune pentru că e important să transmitem lucruri, dacă se poate să le transmitem așa cum trebuie ele să se întâmple, fără alte conotații. Astăzi Mesagerul de Neamț, cu voia dumneavoastră, vă interesează și pe dumneavoastră că e și vorba despre o societate a primăriei, are mai multe subiecte interesante. Cu unul dintre ele vă rețin atenția. A existat pe vremuri o societate a Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, care se chema SC Locato S.A. Putem spune că după mulți ani, vreo 11 parcă, în fine s-a putut face slujba de înmormântare pentru această societate a Consiliului Local. E drept, coliva a costat cam mult. Consiliul Local și încă costă. Abia în decembrie am avut o hotărâre de Consiliul Local. Ca să ștergeți. Am șters partea. La pierderi, ce am pus pe pierderi mare parte din acele... Păi erau vreo 600.000 aproape. Nu știu, n-am reținut. Deci vreo 600.000, adică în bani vechi vreo 6. Eu cred că mai mult. Dar nu. Nu, asta a fost în ultima fază. Asta a fost în ultima fază. Sunt milioane de lei. Sunt zeci de milioane de lei. Pentru că societatea asta a fost un fel de Perla Invest pe tehnic. Perla Invest era pe distracție. Asta este pe tehnic. Adică ce au gândit niște băieți deștepți atunci? Deci, domne, Agva Calor, am pus-o pe chituci, a murit. Hai să facem o altă societate care să preia, să dea căldură cetățenilor din Piatra Neamț. Și a apărut Locato. Cei care vor citi ziarul și se vor uita vor putea vedea că evoluția în timp a societății, ce cifre de afaceri, și va putea trage niște concluzii. Dar cert este că firma... Se vor vedea, am înțeles, din ce am trecut eu așa prin articolul dumneavoastră, rădăcinile și bifurcațiile. Da. Oricum, firma aceasta este societatea prin care s-a întâmplat un lucru interesant, adică ce s-a întâmplat. Eu trebuie să și pot face ceva ca să transmit această emisiune în altă parte și m-am cam blocat, nu știu unde să... Așa, dar până la urmă o să rezolv în timpul emisiunii. Deci firma asta s-a ocupat de celebrele centrale de... Cartier. Bloc, grup de blocuri, nu știu ce. O afacere din care orașul a pierdut tot ce ai investit. 180 de milioane de lei, cel puțin, a fost un credit pentru înființarea celor centrale. Exact. Credit pe care îl plătim din greu anii aceștia. Credit făcut cu perioada de grație. Timp de 10 ani nu se plătea, trebuia să se plătească doar dobânzi și nici măcar alea nu s-au plătit. Tot noi ne ocupăm de achitarea lor. Dar mă rog, spuneți dumneavoastră că e foarte interesantă povestea și chiar ați documentat-o, am văzut. Da, și de aici multe, multe alte lucruri. Ideea care este că director la acea societate era domnul Mazilu, Dumnezeu să-l ierte, a dispărut dintre noi între timp, care era director acolo și deținea și o societate, mie parcă îmi spune numele ăsta ceva, Mondoterm, nu știu exact. Mondoterm, sper să nu fie aceeași cu Mondotermul cu care aveți dumneavoastră probleme. Și care societate
cumpărat trei active în perioada aia de la primăria Piatra Neamț. O centrală, parcă, o curte, încă o centrală, ceva de genul ăsta. De o centrală știu și eu sigur, mai multe... Sunt trei contracte de vânzare, cumpărare de atunci. Eu stau și mă întreb dacă nu era puțină incompatibilitate la vremea aia, dar nu mai contează. Oricum, am găsit și o scrisoare a unui lider de sindicat din perioada respectivă care spune niște lucruri că ți se face părul măciucă. De aceea nu sunt eu pieptănat astăzi, cum s-a făcut părul măciucă la citind scrisoarea asta. Și omul spune așa, domne, zice, în perioada respectivă mașinile de la locat o consumau cam 7.000 de lei pe lună. 7 mașini la 7.000 de lei combustibil pe lună. Și combustibilul nu era la prețul de acum. Păi da, spune, acest lucru se datorează și faptului că unii salariați merg în fiecare sâmbătă la București pentru a-și duce copiii la pregătire. Două mașini, ori patru sâmbete, ori 400 de lei, 3.200 de lei pe lună. Așa, nu mai discutăm că în timpul programului salariați de la AMC, atelier, mecanic, nu mă pricep, se deplasează la Bicaz, Vatra, Dorne și Oneș pentru a pune în funcțiune centrale montate de două societăți private, Mondoterm și Termoterm. Atunci un salariu era sub 1.000 de lei pe lună, ca să ne fie clar. Nu știu. Și... Da. Oricum, se spune că Mondotermul, spune domnul respectiv, că avea un racord ciudat la energie electrică și etc., etc. După care am mai găsit noi niște documente, locatul a cumpărat într-o singură zi 500 de litri de suc. În două zile, pardon. 500 de litri de suc pentru... Probabil se punea în gaz. Avea, deci probabil că sub cu avea bule care făceau ca gazul metan să circule mai repede spre centrale, că altfel nu mai putem ști. Și mai avea sunt și alte pe bază de suc. Mai sunt și alte lucruri. Eu de ce am vrut să insist pe lucrul acesta? Pentru că societățile Consiliului Local au fost locuri în care s-au băgat bani enormi, au fost cuibușori de angajări și de șmecherii. Și se pare că rădăcinile astea, sau așchia nu sare departe de trunchi, cum se zice, că tocmai, nu știu, primesc foarte multe întrebări de la cetățeni de bună credință de prin oraș, cum se face că o societate are ziliată un contract și ne face pe noi răspunzători de... Și vreau să aduc un pic de calm și liniștire. Nu a reziliat niciun contract, nicio societate. Contractul a fost prelungit cu bună credință, făcând toate concesiile și compromisurile, ca să venim și în sprijinul unui angajator care se chinuie să ducă la bun sfârșit niște proiecte. Din cauza, clar, a unei incompetențe și a lipsei de profesionalism și a lipsei de organizare, dar am considerat că e nevoie de acest parteneriat, să-l ajutăm pe constructor până la final să-și ducă lucrurile la bun sfârșit. Am tot așteptat 3 ani să se ocupe de asta și aici a fost greșeala mea, că am avut încredere într-un antreprenor care a promis că dacă îi dăm prelungirea și de data asta, reușește să finalizeze. A adus proiectele respective la un stadiu de între cele 4 proiecte, la stadii între 80 și 95%, dar nu a mai făcut nicio prelungire după vara anului trecut. Și am explicat clar că prelungiri nu mai vede. Contractul de execuție a ajuns la termen fără încheierea, fără atingerea obligațiilor, îndeplinirea obligațiilor contractuale și s-a mers cu penalități pe perioada existenței contractului de finanțare. Acum nu mai avem nici contract de finanțare, deci nu mai există, șantierele sunt închise. Se va face expertiză pentru a se vedea calitatea lucrărilor și vom trage la răspundere această societate și nu cred că este o coincidență nici de nume, nici de istoric, nici de nimic. Este clar că e vorba despre o societate pusă pe șmecherii și nu mai merge așa. Mai mult decât atât, schimbăm foaia cu toți constructorii care au avut această abordare
Și în februarie, dacă nu se întâmplă vreo minune, vom anunța următorul constructor care va avea exact aceeași situație. Și de acum, pentru că ne-am învățat, ne-am fript odată, vom sufla și neaort. Da, deci mai avem un constructor în aceeași situație aproape. Aproape aceeași situație. În momentul de față l-am convocat la întâlniri pentru a ne explica. Nu a avut nicio prelungire. Deci constructorul despre actual, care vorbim acum, n-a beneficiat de nicio prelungire. Deci, teoretic, ar avea încă o șansă. Ca să... Are șansa să termine contractul în perioada contractuală inițială. Adică până în martie. Dacă până în martie nu termină, și vom vedea de ce, că în principiu nu ar avea absolut nicio justificare. Pentru că noi am făcut toate plățile la timp. Nu pot exista nu știu, acuzații că nu am fi plătit la timp și că din culpa noastră nu a reușit să-și plătească furnizorii la timp sau eu știu ce alte situații ipotetice. Deci, cineva întreabă, asta este o amenințare? Nu e o amenințare. Este un context pe care l-am înțeles. Și acolo unde nu există justificări, argumente legate de, nu știu, situații care nu au depins, care nu se datorează, nu sunt din culpa constructorului, că pot exista astfel de situații. De exemplu, la lucrarea de apă trebuie să facem acest compromis pentru că pierderile de apă din rețeaua care funcționează astăzi ne împiedică să asigurăm gradul de compactare. Câtă vreme nu putem asigura gradul de compactare, trebuie să venim cu soluții care nu sunt în sarcina constructorului, ci a proiectantului. Adică sunt situații și situații. Acolo unde este clar culpa constructorului, nu vom mai face concesii. De acum înainte ne-am învățat că orice concesie vine tot în spatele nostru și avem mai mulți saci de cărat și de rezolvat. Bun. Acum, înainte de a discuta despre buget, că vreau să discutăm despre buget. Eu am venit pregătit cu niște date. Aș vrea să, pornind de la care s-a deschis discuția asta, să știți că multă lume spune că da, sunt motive obiective, că se întârzie cu lucrări, că nu știu ce, a fost cu apa, a fost cu aia. Totuși, parcă e prea multă mizerie în zona. Este mizerie. Prea multă mizerie în zona șantierelor. Întrebarea vine direct, adică, domne, când se termină cu mizeria aia de acolo? Că zice, eu înțeleg, se lucrează, se face. Mizeria se va termina în primăvară, pentru că întâi trebuie să închidem această rană care este reprezentată de șanțul pentru instalarea conductei de apă și pentru montarea căminelor. Dacă toată lumea și-ar fi făcut treaba la timp, noi astăzi aveam tot tronsonul, Bulevardul Traian, Piața Cogolnicianu, Bulevardul Decebal, le aveam finalizate. Dacă toată lumea își făcea treaba din faza de proiectare, să se pregătească din timp înlocuirea rețelelor expirate și să se pregătească un proiect tehnic temeinic cu luarea în considerarea tuturor condițiilor din teren. Din păcate, a trebuit să improvizăm și să facem pe genunchi un proiect tehnic pentru a asigura orașul, a ne asigura că orașul nu rămâne fără apă. Dacă noi nu făceam proiectul acesta, în mod sigur, în următorii 2-3 ani, Piatra Neamțu ajungea într-o situație mai gravă ca a Romanului. Uitați-vă în ochii mei. Nu este nicio exagerare. În momentul de față, am făcut un pas consistent pentru a evita asta. Nu suntem siguri că e de ajuns. Este clar că nu e de ajuns și trebuie să mergem mai departe. Și suntem în discuțiile astea pentru a pregăti lucrările de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare pe următoarele străzi. Un adevăr la care nu mă așteptam este că nu toată lumea a lucrat cu responsabilitate pentru că acest proiect să meargă șnur. Aveam nevoie de asta și din păcate nu s-a întâmplat. Nu arăt cu degetul către nimeni,
dar cred că se vede cu ochiul liber că acest proiect a mers cu multe bețe în roate puse. Și mai este un lucru care trebuie spus. Nu poți avea și șantier, și trafic, și curățenie. Este imposibil asta. Nu există așa ceva. Dar uitați. Puteam să avem curățenie dacă închideam, cel puțin pe tronsoane. Da. Să știți că poate era mai bine. Deci uitați, același mesaj de săptămâna trecută, doamna Nedelcu. Șanțurile de pe bulevard, de ce rugăm, dispuneți astuparea craterelor formate prin tasare cu ceva pietre. Am dispus, s-a lucrat la asta. Nu sunt pe deplin mulțumit. Cel puțin decebalul arată un pic mai bine față de cum arăta săptămâna trecută la aceeași oră. Moldocorul este la treabă acum și are în sarcină această obligație de a aduce la cotă zilnic, să nu mai lăsăm. E clar că pământul lucrează, mai ales când e un pic de umiditate și trafic, este evident. Bun, dar pe principiul ăsta, pământul lucrează și umiditate și trafic, nu vom mai termina lucrarea. Nu, lucrarea se termină. Sunt de făcut niște branșamente. Nu, acum se lucrează Să vă spun ceva, nu mă interesează branșamentele. Branșamentele se vor face. Mă interesează ce se va întâmpla după ce se fac branșamentele cu acoperirea pe zona unde e. De la 1 februarie, societatea care asigură carosabilul se apucă de treabă. Începe să nu mai se toarnă beton peste... Se va turna beton. Încep următoarele activități. În perioada 1-15 februarie se va tăia banda de la chimie până spre spital. Se acoperă cu material conform proiectului tehnic de umplutură. Se compactează. În acest interval încercăm să migrăm și pe noua conductă, în așa fel încât să asigurăm toate funcționalitățile necesare și să ne pregătim de recepția parțială. Și până în martie, când se va începe turnarea primului strat de asfalt, se va asigura gradul de compactare și stratul de beton. Deci înțeleg că până în februarie trebuie să termine cu branșamentele. De la 1 februarie? Nu, vor fi activități care se vor întinde probabil până în martie. Deci vor merge în paralel. Da. Ok. Bun. Înainte de a trece la buget, mai întreabă cineva când intră în vigoare banda destinată transportului de persoane. Întâi trebuie să avem tot ceea ce înseamnă proiecte de traffic management, trebuie să le avem funcționale. Nu putem să aplicăm o restricție fără să ne asigurăm că toate funcțiile din proiectul respectiv sunt perfect funcționale. Eu, sincer, nu sunt pe deplin mulțumit de cum funcționează semafoarele de pe Dimitrie Leonida, de exemplu, motiv pentru care am convocat proiectantul și executantul. Mi-e frică să vă întreb câți bani s-au plătit pentru semafoare, pentru sistem. Pentru sistemul respectiv, pentru că... Și acum încă nu s-au plătit toți, dar ideea este că se fac toate verificările necesare și ce... Sunt momente în care se stă la semafor și e roșu din toate părțile. Sunt anumite momente, la un ciclu așa, când stai și vezi, băi, ăla nu merge, eu nu merg. De ce? Sau ajungi la semafor, e roșu... Și aici că e sistem de trafic de management inteligent. Din față nu vine nimic, din lateral nu vine nimic și tu stai până se face, până trece perioada, mai deși ar trebui să-i dea drumul. Lume că am și surprins pe camere astfel de situații, pietonii care trec pe trotuar și apasă pe stâlpul... Bun, astea sunt în anumit... Se mai întâmplă. Eu vorbesc de partea cealaltă, de stat la semafor în mașină. Când tu ajungi, nu e nimeni. Se întâmplă mai ales noaptea și pe anumite... Da, nu e nimeni pentru că acel semafor nu reacționează imediat. El are un timp de așteptare. Vă spun eu, are timpul de așteptare. Are timpul de așteptare exact cât e ciclul lui de funcționare ca să-i dea de verde la celălalt. Nu este adevărat, nu. Bine, atunci o să facem filmare, să stăm să vedem exact pe... Facem filmare exact pe bucate. Dar nu asta e important. Au făcut o simulare și un filmuleț și colegii mei și au prezentat exact că
Sunt probleme. Sunt semafoare la cerere, da, sunt și problemele, cunoaștem. Și ce vor face băieții ăștia? Mâine. A, văd întâlnire. Le cerem explicații, avem un set de întrebări pe care le-am pregătit pentru ei și vom avea o ședință. Bun, începem discuția de buget, minus 30 de miliarde. Da, bugetul ar fi arătat cam, bugetul în mod normal ar fi trebuit să arate cum e aici, plus 30 de milioane, 30 de milioane și jumătate. Dar nu e așa și atunci vă prezentăm ce avem. Prezentați. Față de anul trecut, care a început cu estimare inițială de 484 de milioane de lei, din câte îmi aduc eu aminte, aici am venit doar cu bugetul complet pe partea de cheltuieli. Deci anul trecut am început anul cu o estimare inițială de 484 de milioane de lei ca venituri, din care, bineînțeles, o parte de venituri proprii, care sunt aproximativ similare și anul acesta, și 250 de milioane de lei venituri din proiecte, din bani europeni, de la bugetul Uniunii Europene. Numai de la Uniunea Europeană sau și bani guvernamentali intră aici? Din fonduri UE, da. 85% sunt de la bugetul Uniunii Europene, okay, 13% de la bugetul național. Ok. Anul acesta avem o estimare inițială de 520 de milioane de lei și 700 de mii de lei, din care venituri proprii reprezentând taxele și impozitele locale, undeva la vreo 62 de milioane de lei. Nu, 66 de milioane de lei. Și alte venituri care intră în sfera veniturilor proprii, respectiv cotat care ne revine din impozitul pe venit. Aici meritam 133 de milioane de lei, dar primim de fapt 103 milioane de lei. Din TVA undeva la 50. Auziți? Eu să fiu în locul dumneavoastră n-aș vota guvernul ăsta. Dar nu se... Primarii nu votează guvernul. Păi eu știu, dar zic, eu n-aș vota guvernul. Asta înseamnă că e o coaliție. Aș avea eu multe de zis guvernului, dar trecem peste această situație. Să știți că eu înțeleg situația complicată prin care trece și... Toată lumea o înțelege. Problema este că, problema este cine o suportă. Va trebui să o suportăm cu toții, chiar nu avem de ales. Eu sunt solidar cu fermierii și transportatorii, ale căror revendicări le înțeleg. Și acum facem această paranteză și deviem puțin subiectul de la, de la bugetul local. Înțeleg situația, dar s-a ajuns până aici pentru că am tolerat foarte multe lucruri care nu sunt normale într-o societate responsabilă, care se respectă. Nu știu, de exemplu, înțeleg că și transportatorii și fermierii sunt foarte supărați pe RCA-urile foarte mari. Nu sunt de ieri de azi, RCA-urile foarte mari. Și situația este determinată nu neapărat de guvernul României, că nu guvernul fixează cuantumul RCA-ului, ci incidența daunelor. În momentul în care tu colectezi 100 de lei din RCA și aproape 80% din ei merg pentru asigurarea daunelor, nu mai poți acoperi celelalte cheltuieli cu funcționarea, cu salariile, cu comisioanele, cu... Adică trebuie să umblăm un pic la educația rutieră întâi. Și e tare, dar vedem și foarte multe situații de accidente. Până la urmă, un tractor iese de pe câmp și face câțiva metri pe șosea. Și culmea că acolo se răstoarnă. Pentru că omul a trecut și pe la cârciuma satului. Sau... Adică sunt o serie de situații unde trebuie să vedem ecuația și contextul un pic mai larg. Atunci trebuie să vedem contextul și altfel. Președintele ASF și cei din bordul ASF au salarii cumulate mai mari decât membrii guvernului la un loc. Ah, da. Atunci stau și mă întreb. Dom'le, asta nu e o chestie mizerabilă, tolerată de cine?
Pe toate de mine? Astea... De mine e tolerată? De nu e tolerată de cei care vin într-o alianță să ne ceară votul. Dom'le, stați un pic. Iese aseară ministrul Boloș și se plânge. Păi ce, eu am salariu mic față de la, de la ASF. Păi măi, tovarășul ministru. Fă o slujbă. Fă o slujbă dacă nu poți să iei o decizie în guvern ca să reglementezi chestia asta. Adică, haideți să le lăsăm. Adică, omul ăla, da, se duc la țară, au cu tractoarele, e un fel de chestie cu permisul, nu știu cum, poți să conduci un tractor, omul mai suflă câte una, face accident, dar hai să fim serioși. Nu asta este cauza. Nu asta incidența este cauza. Prea mare a daunelor. Faptul da. Că deci, eu de aici pornesc. Deci, eu aș zice să mergem și mai departe, să vedem și cum se constată. Unde... Să mergem să vedem și cum se constată, să vedem și cum se fac de conturile. Da, cum se constată și cum încercăm să fentăm, pentru că... Noroc că sunt niște paznici buni la ASF, care nu au nevoie să mai fure, că au salarii suficiente și își mai dau și câte, nu știu, 12 salarii pentru performanță. Păi cum se fac ei? Ăștia de la ASF. Mă rog, chiar nu cunosc subiectul. Nu, deci, eu, ca să închidem paranteza. Am avut o discuție zilele trecute cu un asigurator și, na, nu ai cum să dai mai jos RCA-ul dacă nu lucrezi și la incidența daunelor. Adică, să se inspecteze cu mult mai multă acuratețe și în momentul în care e vorba de consum de alcool, sau respectivul incident nu e cu acoperirea RCA-ului, acolo trebuie tras la răspundere este vinovatul. Foarte, este foarte simplu. Nu asiguratorul. Andrei Carabelea este fermier. Da? Are un tractor. Îl conduce el. Când se duce să facă prima asigurare, nu-l asiguri pe altceva, îl iei de la zero. Da. Da. A făcut un accident. Îi pui 25% în plus la asigurare. A mai făcut un accident, îi pui 50%. A făcut și pe al treilea, îi pui 150%. E simplu, dar nu mă iei pe mine de la 100%, deci nu de la 0, mă iei de la plus 75%. Păi domne, sunt foarte multe. Păi eu n-am accident. E, las că ție îți dăm o chestie mai mică acolo, așa, dar nu putem mai mult de atâta. Nu. Este profund neloial acest sistem de asigurări. Profund neloial. Nu este normal să ai o broscuță, să plătești 6, 7, 8 milioane pe an primă de asigurare. Nu este normal. Să ai o mașinuță de 2 bani. Nu, astea sunt de acum, astea sunt exagerări, sunt locuri de tocat banii populației. Nu mărim impozitele, dar las că mărește ASF-ul alea. Din punctul meu de vedere, un RCA mare, nu este neapărat o problemă. Nu este neapărat o problemă câtă vreme. V-am explicat. Eu consider că quantumul RCA depinde foarte mult de incidența daunelor. În momentul, și incidența daunelor reflectă nivelul de responsabilitate și de conduită rutieră pe care reflectă am situația înțeles. Din societate. Când incidența este așa de mare, eu văd că principala problemă este la cum ne comportăm în trafic. Și ajung și la pe mine ce drumuri circulăm. Situații și... și pe ce drumuri circulăm. Bineînțeles. Eu zic că infrastructura rutieră în România face progrese semnificative. Da. Anul trecut au fost inaugurați nu știu cât, 60 de kilometri de autostradă. Anul acesta, în cel mai pesimist scenariu, vom avea 81 de kilometri de autostradă, dintre care cele mai multe segmente pe A7. Adică avem niște progrese pe care trebuie să le conștientizăm totuși. Dar eu zic să revenim și la bugetul local, haideți ca să ne vedem și de drumurile noastre. Haideți să vedem ce facem de la bugetul local. Bun. Trebuie să închei un pic partea de venituri, unde am spus că avem undeva la 200, deci în total avem 169 de milioane de lei veniturile curente provenind din taxe,
și impozite locale și din ce ne revine de la bugetul național, cotele defalcate din impozitul pe venit și din TVA, apoi venituri din finanțări nerambursabile, 226 de milioane de lei, unde avem anul acesta, spre deosebire de anul trecut, cea mai mare parte vor fi din PNRR și din POR undeva la 74 de milioane de lei, rambursările care le vom trage din noul POR și din ce mi se cuvine ca urmare a decontărilor de anul trecut. Pe partea de cheltuieli, vom avea un buget de, deci vom avea veniturile de anul acesta de aproape 521 de milioane de lei, la care se adaugă 11 milioane de lei excedentul de anul trecut. După cum observați, avem 600, un excedent 531 de milioane de lei vor fi bugetul, va fi bugetul de 532,265 milioane de lei. Asta e bugetul total pe cheltuieli. Bugetul total pe cheltuieli. Cât sunt cheltuieli de funcționare de aici? Urmează să facem, pentru că noi acum, acesta este primul scenariu. Am înțeles. De aici, de la dumneavoastră, okay, intru din nou ședință pe buget. E important să știm care sunt cheltuielile de funcționare. Am periat la maxim. O să putem face lucrurile astea. De ce? Că e simplu. Ai bugetul de 540 de milioane de lei, am cheltuieli de funcționare de 300. Îmi rămân 200. Cheltuielile de funcționare sunt următoarele. În primul rând, cheltuieli de personal. De 59 de milioane de lei. Mai puțin decât astea fiind, deci, salariile pentru tot ce înseamnă primărie, direcție de taxe și impozite, evidența populației, poliția locală, creșă, cabinete medicale, centre de permanență, asistenți personali, direcția de asistență socială, centrul social Pietricica, acum. Am întrebat de DAS, da, ați spus. Cantina socială, locuințele sociale. Deci toate aceste, personalul care asigură toate aceste... Aproape 60 de milioane, 59 de milioane. Da, aproape 60 de milioane de lei. Apoi, vine curent, vom avea cheltuieli cu bunuri și servicii de 62 de milioane de lei. Față de anul trecut, am redus cuantumul acestor cheltuieli de la 74 de milioane de lei la 62 de milioane de lei. Încercăm să fim un pic mai eficienți pe partea aceasta. Mai departe, ia să vedem noi creditele și dobânzile. Dobânzile. Anul trecut am plătit aproape 10 milioane de lei numai pe dobânzi. Anul acesta vom avea mai puține rate și dobânzi de achitat, dobânzile fiind undeva la 7,9 milioane de lei. Dar nu aveți găsesc unde sunt... Aveți cu vreo 2 milioane mai puțin de achitat rate. Doar ca dobânzi, da. Deci am dat o știre săptămâna asta cu datoriile. Foarte primării. Corect materialul dumneavoastră. Și am încercat să vedem ce a mai rămas de plătit. A rămas destul de mult, dar asta e, na. Suntem bucuroși că avem ce plăti. Da. Nu văd acum în... Lăsați că nu. Pe mine mă interesează, după ce e gata să-l discutăm în amănunt, acum mă interesează ce mai rămâne investiție în Piatra Neamț, exact, în afară de cele mari pe care le știm că trebuie continuate. Deci, bugetul de investiții pe care îl vom avea anul acesta este foarte comparabil cu cel de anul trecut, deși în mod normal, în mod organic, acest buget ar trebui să crească de la un an la altul. Tocmai pentru că, pe de o parte, am redus datoria publică și tot ce nu mai merge către rate la bănci, ducem către investiții în noi locuri de joacă, în modernizări de școli, în dotări, în drumuri, în parcuri și așa mai departe. Din păcate, anul acesta efectul de creștere este foarte mic, în ciuda tuturor eforturilor pe care le-am făcut, de redimensionarea cheltuielilor de funcționare,
dar și de maximizare a resurselor alocate către investiții. Pentru asta că au scăzut cauza celor 30 de milioane, așa. Da? Și probabil că și prețuri și costuri și, în rog, da. Vom avea un buget de investiții, un buget de aproximativ 60 de milioane de lei. Anul trecut îmi aduc aminte că în discuțiile inițiale aveam undeva la 65 de milioane de lei. Deci anul acesta bugetul de investiții este un pic comprimat cu aproximativ 5 milioane de lei din cauza argumentelor pe care le-am prezentat mai devreme. Din acești bani, 46 de milioane de lei vor merge pentru a acoperi cheltuielile neeligibile din proiecte și tot ceea ce trebuie să suportăm pe buget local pentru a le duce la bun sfârșit. Branșamente, racorduri, utilități și așa mai departe. Sunteți de acord cu mine că e o sumă extrem de mare? Este o sumă extrem de mare. Dar în momentul în care atragi sute de milioane de lei să faci niște modernizări care oricum sunt necesare la un moment dat, trebuie să cântărim un pic lucrurile și să vedem efectul final. Din punctul meu de vedere, e un cost pe care trebuie să ne-l asumăm. În momentul în care vii cu o modernizare care îți schimbă totul, tot și pentru decenii schimbi, nu știu, când vii și aduci un lucru de la nivel o școală în care în 10 ani tu nu mai ai ce reparații să faci pentru că ai făcut totul de la A la Z și ai venit și cu respectarea condițiilor de PSI și siguranță. Exact, siguranță, da, la tot. Eu zic că da, e un... Ok, haideți să mergem mai departe. Deci 46,2 milioane de lei. Și urmează ca în discuția de astăzi să vedem ce facem cu cei 15-18 milioane de lei pe care îi putem direcționa către noi investiții anul acesta. Aveți o listă cu noi investiții pe care să redirecționați acești bani? Nu o să vă zic necesarul. Ar fi undeva la 400 de milioane de lei ca să facem tot anul acesta tot ce ar trebui făcut pe buget local. Nu avem de unde să ne gândim la banii aceștia, dar cert este că anul trecut a fost un an în care ne-am apucat de foarte multe investiții pe buget local. Și aici vorbim de Puntea de la Strand, drumul de pe Cozlau, observator... Drumul de pe Cozlau e numai buget local. Cum? Doar buget local. Doar buget. Ce vă spun acum sunt doar buget local. Punțile pietonale, trei rezolvate, încă una a rămas pentru anul acesta și va trebui să găsesc soluții să o punem pe primele locuri. Locuri de joacă, 10 locuri de joacă demarate anul trecut. Adică sunt cu niște 15 milioane e cam puțin. 15 milioane sau cât anul acesta, 15 milioane este foarte puțin. Foarte puțin. Păi mi-aduc aminte că am avut 20-22 de milioane de lei în primul an. Și a fost un an chinuit din punct de vedere al Haideți să vă spun eu. Valoarea ratelor ce vor fi achitate lunar de primăria municipiului Piatra Neamț pe parcursul anului 2024 este în sumă totală de aproximativ 24.015.990 de lei. Deci vom plăti mai mulți bani pe rate. Ceea ce indică o rată lunară de aproximativ 2.133.000 de lei și 50 de bani. În asta momentul în care am ajuns primar, ratele erau de peste 3,6 milioane de lei. Nu, dar vreau să vă spun, 24 de milioane plus cele 30 pierdute sunt 54 de milioane. Adică echivalentul aproape... Ce făceam, ce nu făceam cu 54 de milioane? Trebuie odată ca lucrurile astea să fie înțelese de toată lumea. Și eu încă o dată vă spun, mă gândesc foarte bine, m-aș gândi foarte bine ce aș vota
Din punct de vedere al... Că am înțeles că toți primarii acesta... supărați. Toți primarii de municipii. Cum să nu fii supărat? Cum să nu fii supărat când îți creezi, îți creionezi niște așteptări, te apuci să lucrezi la niște proiecte și dintr-o dată, pe final de an, vezi că nu mai poți face aia, nu mai poți face aia și zici, las că le fac la an. Și când vine anul nou și bugetul național și vezi că nu mai poți face nici aia, păi... Da. Da. E foarte Ce mai complicat. Avem în buget dacă nu mai răspundem la întrebări? Ce mai avem din buget? Din punctul meu de vedere, ar trebui să mai anunț evenimentele de consultare publică, la care vă invit și pe dumneavoastră și pe tot cei interesați. Vom avea luni două consultări publice, una la ora 12. Pe buget. Cu ONG-urile și asociațiile sportive. Sper să nu încurc. Mă scuzați. O să facem și eu un comunicat de presă pentru a anunța toate evenimentele de consultare publică. Deci luni vom avea două. O consultare de la ora 12 cu ONG-urile și cluburile sportive și de la 2 cu 14 cu unitățile școlare și vineri de la ora 12 cu mediul privat. Și noi putem veni la care? Vă la toate? Invit la toate. Ok. Așa anul trecut. Da, bine. Asta e bine numai să facă dezbateri publice cum trebuie de... Uite, chiar mi-am adus aminte. Așa le-am făcut de fiecare dată. Am fost, doi colegi de-ai mei au fost la dezbaterea publică pentru proiectul studiu de fezabilitate la drumul expres Piatra Neamț Bacău. Vă dați seama? Ținută cine la... este cel mai interesat de acel proiect? Da, de ce nu v-ați dus? N-am fost invitați. N-am fost, dacă ni s-a ascuns acest lucru, vă dați seama. În condițiile în care... Și am fost, a fost atâta public încât colegii mei s-au simțit jenați să fie singuri acolo, în afară de instituțiile respective. N-am văzut un ONG. Eu am solicitat conducerii Consiliului Județean și nu odată, și nu doar scris, și nu doar telefonic, ci și public. Municipiul Piatra Neamț trebuie să fie în acest parteneriat, pentru că este singurul actor care va putea împinge proiectul acesta cu maximă eficiență. Dacă Piatra Neamțul nu este dorit la masa acestui drum expres, înseamnă că nu se dorește drumul expres de fapt. Și cred că se vede cu ochiul liber. Progresele de anul trecut sunt zero pe tot ce înseamnă drum expres. Da. Nu, că mi-am adus aminte dezbaterea asta publică. Chiar am adică eu chiar cred în acest proiect și Piatra Neamțul are nevoie de acest proiect. Dacă Consiliul Județean nu acceptă ca Primăria Piatra Neamț să intre în parteneriatul dintre Consiliul Județean și CNAIR pentru realizarea drumului expres, înseamnă că drumul expres nu se dorește. La fel cum nu s-a dorit nici poimul pe apă, la fel cum nu s-a dorit nici posul pe mediu, la fel cum nu s-a dorit nici Spitalul Județean, oare chiar așa ne batem joc și de proiectul ăsta? Nu știu. Să vedem ce se va întâmpla. Acum... Oamenii, v-am spus, sunt interesați foarte tare de aspectele practice. Bugetul e important să-l știm, să știm pe ce mergem. În momentul în care veți ști pe ce cheltuiți cei 15 milioane, e bine să anunțați. Bineînțeles, păi... E bine să anunțați le pe ce... Le conturăm și le... Exact. Pentru că e normal ca omul să fie interesat în primul rând de un minim confort pe serviciile pe care le primește. Uitați, o doamnă. Limita de localitate din zona sălii polivalente a fost mutată aproape de intrare la trust. Se pare că s-a contaminat și carosabilul de acolo și s-a format un crater frumos pe banda de mers Roman Piatra Neamț chiar la intrare. E o semnalare pe care o facem. Da, trebuie văzut exact unde este limita de proprietate. Eu știu că proprietatea municipiului Piatra Neamț se încheie imediat după sala polivalentă, exact acolo unde s-a încheiat coridorul de mobilitate și pista de atletism. Un domn comentează foarte pertinent, cândva proiectele de fezabilitate erau doar sursă de câștig din bani publici. Nu mai știu în prezent dacă se uzează încă de această metodă la nivel de județ, bineînțeles, și nu numai. Se uzează, domnul Petru.
se uzează. Să știți că la primăria Piatra Neamț tot ce înseamnă studiu de fezabilitate este continuat. Nu ne-am oprit și dacă îmi puteți arăta dumneavoastră un proiect în mandatul meu, unde am demarat cu studiul de fezabilitate și nu am mers mai departe cu proiect tehnic și investiție, lucrări de execuție, vă rog să-mi spuneți, eu nu știu așa ceva. Da, adică n-am prezentat nici măcar randări și imagini unde aveam și avem, slavă Domnului, că numai noi știm cât ne străduim să schimbăm. Întreabă domnul Viorel, ați estimat cheltuiala la nivelul municipiului cu cele 4 runde de alegeri? Da, bineînțeles. Bineînțeles, este prinsă în buget. Nu știu în momentul de față că au fost mai multe variante, că tot s-a venit cu suplimentări. Ceea ce trebuie să anunț astăzi este că le-am zis colegilor să-mi fac așa o evaluare, să-mi prezinte situația cu mobilierul pentru secțiile de votare. Că eu țin minte cum arăta când m-am votat ca primar și când am participat la... Când am votat pentru... Asta e o știre, v-ați votat totuși și dumneavoastră. Bineînțeles, am încredere în mine totuși. Și țin minte cât de, nu știu, învechit și uzat arăta mobilierul respectiv. Și eu nu cred că ar rezista la 5 runde de alegeri, că ne referim la alegeri europarlamentare, alegeri locale, alegeri parlamentare și două tururi de prezidențiale. Nu vreau să... Să-l montez, să-l demontez de 5 ori și să-l mai șicar, să-l manipulez, să-l depozitez. Eu nu vreau să fiu acum rău și nici ironic, dar cred că mobilierul va rezista mai bine decât alegătorii la 4 ture de alegeri. Eu sper ca această glumă să fie contrazisă consistent de alegători, pentru că dacă democrația pierde, suferă anul acesta în România, ne vom trezi pradă partidelor extremiste mai rău decât a fost în perioada interbelică. Deci amenințarea este uriașă. Toate aceste proteste care se întâmplă astăzi în lume, toată această agitație, nu e una care e nevinovată așa și oamenii s-au trezit ei așa dintr-o dată și sunt supărați pe viață și în condițiile în care lumea de astăzi o duce cel mai bine. N-au existat în lume momente mai bune în care toți să avem acces la toate. Libertate, democrație, mobilitate, mergi oriunde vrei în vacanță. Acum depinde pe unde intri, pe ce culoare intri ca român. Din punctul meu de vedere, agitația și starea de tensiune care există astăzi în lume e una generată tocmai cu motivul de a crește extremismul și riscul de tensiune. Da. Și la noi în țară se vede foarte bine, se vede cu ochiul liber că tocmai cei care sunt cu chibritul în mână acuză de incendii. Respectiv cei care se declară de... Să-i vedeți săptămâna viitoare, pe 24 ianuarie, la Iași, Focșani. Da. Mai sunt și alte întrebări de genul... Bine, un domn insistă și eu recunosc că am promis eu, nu sunt primar, dar n-am avut cum să mă țin de cuvânt, cu niște proiecte pe zona Ștrandului pe care mi le-a trimis și le-a trimis și a zis să vi le arăt, să le discutăm odată. Da, promit să le încerc. Discutăm. Să știți că pe subiectul Ștrandului am discutat cu mai mulți arhitecți din Piatra Neamț care țin la acest proiect și care cred în potențialul pe care Ștrandul l-ar căpăta dacă am face ceva similar sau un bazin semideschis căreia să-i dăm o utilizare, să-i prelungim utilizarea pe mai multe luni, nu doar două luni pe an, cum de regulă e folosit Ștrandul din Piatra Neamț la capacitate mai, nu știu, la o intensitate mai mare, ci să mergem pe 6-7 luni sau chiar pe durata întregului an. Avem în plan așa ceva, din păcate, în condițiile de buget pe care le avem astăzi. Acolo, fără un proiect, să prindeți o axă de finanțare, ceva, n-aveți cum.
de acord cu dumneavoastră, fără un suport, nu știu... Mă gândeam că noi suntem stațiune turistică de interes național și am văzut ceva proiecte, pentru stațiunile turistice, nu știu dacă numai pentru cele există balno. Există o axă și pe numai pentru cele balno sau balneoclimaterice sau pentru în general toate acolo se păi nu e nimic, că și noi am avut apă minerală. S-a blocat acolo, s-a turnat, s-a făcut o stradă, dar mai contează. Oricum, anul acesta vom face niște lucruri prin care vom eficientiza sau vom diminua considerabil foarte multe costuri, folosind o resursă pe care Piatra Neamțul ar trebui să o gestioneze mult mai bine, respectiv apa. Nu ne bazăm pe sprijinul la Paserv în acest parteneriat, dar tot ce ține de strand, de cum îi spune, irigare a spațiilor verzi, un cuvânt atât de simplu, dar care Da, se întâmplă, da. Mai ales dimineața. Că de asta tot îmi spun unii, bă, dar mai multă emisiunea după amiaza, zic, da, dar după amiaza, după aceea, deja nu mai am atac cafea pentru emisiunea de după amiaza. Iar cu ceaiurile, se spune, știți, ceai bei, mă rog. Da. Asta e și ideea, să meargă cu proiecte europene, spune cel care a transmis și este întărit imediat de mai multă lume. Cineva spune, haide să mergem la Praia să vedem ce au făcut cei de acolo. Nu se referă, cred că, la salină, ci la ștrandul de afară. Uh-huh. Au un ștrand. Vedeți, astea sunt discuții care incită și aduc și sunt pe interesul oamenilor. Ștrandul din Piatra Neamț nu arată rău. Au fost modernizări pe care le-am făcut în fiecare an, care aduc public în condițiile și cea mai bună dovadă este sunt imaginile pe care le avem cu ștrandul, care de foarte multe ori în weekend este arhiplin atunci când este vreme frumoasă și în ciuda faptului că două sezoane au fost ratate sau afectate de faptul că puntea a fost închisă. Anul acesta puntea de la ștrand va fi deschisă. Deci vom avea toate condițiile pentru un sezon foarte bun la ștrand. Da. Ce să spun? Să vedem ce este. Școli? Școala 5? Cum se va întâmpla acolo? Ce știți? La școala 5 încercăm să urgentăm modificarea, mutarea unei conducte de gaz care trebuie realizată acolo. Este prinsă în buget, trebuie să treacă bugetul, trebuia să mai zic de calendarul bugetar. Undeva în preajma datei de 12 februarie, dacă toate lucrurile sunt în ordine, vom avea bugetul adoptat și vom putea încheia imediat contractul pe modificările la branșamentul de gaz care vor fi necesare pentru a încheia lucrările la școala 5. Deci asta a mai rămas practic mai important, branșamentul de gaz. Da. Da. Ei, cam astea ar fi lucrurile în emisiunea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru participare și ce să spun, să vedem bugetul votat cât mai repede. Pentru mai că repede nu putem, pentru că acest calendar... Deci asta ar fi data primă care se pare, adică cea mai rapidă pentru votarea bugetului. Da, și după aceea să vedem ce se întâmplă. Ideea este că ar trebui stat cu lupa pe ce se întâmplă pe bulevardul principal al orașului, indiferent cu ce scuze vin constructorii și așa, ar trebui ca zonele pe care se circulă, măcar zonele pe care se circulă, să fie circulabile. Să fie circulabile. Zona, domne, lucrez pe stradă, ok, dar unde circul pe strada aia, am grijă, vin dimineața, am gaură alături, o astup. Și vă dau un exemplu de doi bani, pe care, cum să vă spun eu, nu știu cui poți să-i spui, băi, uite ce să... La ieșirea din oraș unde întorc troleibuzele, da, acolo este o parcare, unde mai stă poliția, mai pune radar. Da.
intri în parcarea aceea, este un șans cam atâta. Cred că necesar pentru lucrarea... O fost. S-o tras probabil acolo. Da. Eu trec în fiecare dimineață pe acolo și mă uit de atâta timp. Doi, nimeni n-a venit. Hai bă, să punem un pic, că vin autobuzele astea noi electrice acolo. Și horda, bă, hop, dă-o jos, dă-o sus, dă-o jos, dă-o sus. E o chestie de doi bani. Da. E o chestie de doi bani. Nu pot să înțeleg. Adică lucrurile astea atât de... Lucrurile astea atât de simple. De urgență. Nu știu, aveți un om la investiții. Dați-i, domne, o mașină cu poliția locală să fac un tur pe zona investiției. Poliția locală trebuie să ocupe de asta. Omul de investiții are... Are alte treburi, da. Dar nu știu, poliția locală are... Deci, domne, este gaura aia acolo. Vin, trebuie să fac hârtie, fac un raport. Doamne, uite, am văzut gaura aia acolo. Haide să luăm o măsură, să vedem ce e, să o acoperim. Adică, astea sunt chestii de... Da. Nu e ok doi să bani. Aflu din emisiune de la dumneavoastră. De Dar nu e, de... nu e vorba de asta. Adică, domne, lucrurile astea trebuie făcute fără să mai sune cineva, fără să mai spună cineva. Nu se pare. Astea sunt lucruri de doi bani până la urmă. Și astea, cum să vă spun, produc daune. Da. Produc daune. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Să ne vedem cu bine la următoarele emisiuni. Până atunci, oameni buni, eu vă spun numai bine. Mâine o altă emisiune la cafeaua de dimineață. O întrăi și o vedea cu ce. Numai bine. O zi frumoasă tuturor.